Bună seara și bine ne-am reîntâlnit! În această seară vă vorbesc despre sentimentele negative, asumarea și alchimizarea sentimentelor. Este important să înțelegem că la baza atitudinii noastre stau, de fapt, emoțiile. Emoțiile se transformă în momentul conștientizării în sentimente. Și în felul acesta le putem identifica și numi. Cele două mari sentimente care stau la baza existenței noastre sunt frica și iubirea. Depinde de noi ce variantă alegem. Dorim să acționăm din iubire sau din frică? Frica este cea care te subjugă și îți îngrădește libertatea de a te manifesta ca ființă liberă, cu liber arbitru, așa cum am fost creați. Și în același timp deschide o perspectivă, o posibilitate manipulării. Devii în felul acesta vulnerabil, mai slab, am numit-o noi. Este important să identificăm aceste emoții negative. Printre ele se numără sentimentul de rușine, de vinovăție, de victimizare, de frustrare. Analizându-le un pic pe fiecare dintre ele, o să observăm și ajungem la concluzia că este important să le transformăm și depinde de fiecare din noi, de puterea lui de a sintetiza și de a se autoanaliza, de a sintetiza toate aceste trăiri, de a le identifica în mod onest, de a le recunoaște. Prin recunoaștere se înțelege însăși asumarea lor. Ca un prim sentiment, o primă emoție negativă, avem în primul rând sentimentul de rușine. Din copilărie suntem obișnuiți și educați să acționăm și din rușine. Este rușine să faci acest lucru pentru că te judecă lumea. Este rușine să te expui sau să faci gestul acesta pentru că te judecă lumea. Este interesant că în procesul ăsta educativ, la un moment dat, noi pierdem sau părinții noștri, bunicii noștri, au avut tendința de a merge într-o extremă și de a, în felul acesta, de a debusola nivelul de echilibru al percepției noastre, capabilitatea noastră de a percepe într-o formă echilibrată până unde merge rușinea ca și metodă de corectare a unui comportament și unde devine ea nocivă, unde îți creează anumite complexe. Printr-un sentiment de rușină dus într-o extremă, ajungem la a ne nega identitatea. De exemplu, sentimentul de rușine neexprimat sau, cum să zic, neconștientizat într-o proporție echilibrată și transmis copiilor, acel sentiment de rușine față de propriul corp, duce mai departe la dezechilibre de ordin sexual în comportamentul sexualității noastre, în comportamentul de manifestare sexuală. Noi avem anumite inhibiții. Acele inhibiții duc la blocaje. În felul acesta se poate ajunge la un comportament oarecum aberant, l-am putea numi, dacă se continuă și nu se identifică la timp acest sentiment, această emoție negativă a rușinii. Clar, într-o societate civilizată există anumite norme, avem anumite convenții vis-a-vis de modul în care ne îmbrăcăm, ne alegem vestimentația potrivită anumitor locații sau evenimente.
avem grijă să păstrăm această decență, da? Dar în același timp, în momentele în care suntem în intimitate, aceste percepții limitative și interpretate greșit, etichetate greșit de mintea noastră, pot să ducă la limitarea sentimentului de iubire, la limitarea exprimării acestui sentiment în manifestare. Ajungem în felul acesta la concluzia că în momentul în care avem un sentiment de rușine, acesta trebuie văzut până unde poate merge, până unde devine el co-creator sau să zicem așa, un instrument de sprijin în cizelarea noastră, în formarea noastră, în educația noastră. Un alt sentiment negativ, o altă emoție negativă este aceea a vinovăției. Suntem blamați și considerați vinovați dacă lucrurile nu ies cum vor alții. Și tendința noastră din acest sentiment de vinovăție este de a căuta în afară vinovații. Am reacționat așa, am acționat așa pentru că respectivul îmi impune mie un anumit model de comportament, o anumită traiectorie în definirea mea în exterior. Și atunci noi încercăm să găsim o variantă de compromis și să acționăm conform așteptărilor. Dar la un moment dat, în interiorul ființei noastre, în momentul în care vedem reacțiile celor din jur, se poate naște un sentiment de vinovăție. Trebuie înțeles că nu suntem noi responsabili de modul în care cineva etichetează sau percepe o acțiune de-a noastră sau o inacțiune de-a noastră. Deci nu noi suntem responsabili de sentimentele care se nasc în cel de lângă noi. Noi suntem responsabili de propriile noastre sentimente, atâta timp cât intenția noastră a fost una de a te manifesta așa cum ți-ai dorit, așa cum ți-a plăcut în acel moment, asumă-ți acea atitudine. Și nu considera ulterior, dacă vezi că s-a ajuns la un rezultat mai puțin dorit, nu încerca să te învinovățești în funcție de reacțiile celor din jur. Asumă inclusiv acest sentiment, pentru că în momentul în care noi acționăm dintr-un percept limitativ, acela că îmi doresc să arăt într-un fel sau vreau să dăruiesc ceva și n-am obținut rezultatul dorit, atunci în ființa noastră se produce acel sentiment de neîmplinire, degenerează dintr-o intenție bună, ajungi la un sentiment de autoculpabilizare, da? Care te face în felul acesta să fii nefericit. Pe de altă parte, aceste judecăți greșite vis-a-vis de ceea ce noi vrem să fim, așa cum vis-a-vis de modul nostru de manifestare, deci aceste judecăți greșite vis-a-vis de un anumit comportament, te conduc ușor către starea aceasta, această emoție se dezvoltă excesiv de vinovăție. În momentul în care te debarasezi și realizezi că nu ești tu responsabil de fericirea celor din jurul tău și că tu ești responsabil de propria ta fericire, ai scăpat din start de sentimentul de vinovăție. Acum,
fiecare din noi, la un moment dat, în funcție de nivelul său de maturizare, să spunem, și spirituală, dar și din punct de vedere psihologic, pe parcursul unei vieți, altfel acționezi și gândești când ești copil, tânăr, și altfel acționezi când ești deja spre maturitate, da? Când ai ajuns la un alt nivel de înțelegere al realității. Deci, în funcție de toate aceste etape în dezvoltarea noastră, noi putem să ne resetăm și să ne autoevaluăm. În felul acesta observi ceea ce nu-ți mai este potrivit ca și concept ție, îți asumi cu toată încrederea că da, așa am gândit atunci, așa am acționat atunci, pentru că am considerat la momentul respectiv că este un bine pentru mine sau pentru cei din jurul meu să fiu așa. Uneori avem tendința de a nega aceste sentimente de vinovăție, să le ascundem oarecum supreș și să spunem, știi, eu nu mă simt vinovat pentru că atunci am acționat din imaturitatea stării mele de atunci, nivelului meu de percepție. Trecând mai departe la un alt sentiment, la o altă emoție, aș aduce în discuție și acel sentiment al victimizării. Este strâns legat și cu sentimentul de vinovăție. Tendința opusă, deci dacă la un moment dat ne simțim vinovați de reacțiile celorlalți, în extrema cealaltă se află acest sentiment de victimizare. Când acțiunile celorlalți, noi pe ceilalți îi considerăm de fapt responsabili de ce ni se întâmplă nouă. Și pe de altă parte, încercând să ne ascundem propriile incapabilități, considerăm că suntem slabi, că ceilalți sunt datori să ne servească, pentru că, știi, eu nu pot. Acum mă simt slăbit. Am nevoie de toată atenția voastră și de toată îngrijirea, grija voastră să mă ocrotească. Ei, acest sentiment de victimizare, găsind pe alții responsabili de atitudinea ta, poate genera la un moment dat un dezechilibru profund. Practic, intră în discuție și în acțiune, să spunem așa, legea atracției. Bun, tu ai impresia despre tine că nu poți, că ești slab. Atunci, conform sentimentelor și emoțiilor pe care tu le emani, vei genera alte acțiuni și alte evenimente care să-ți întărească această emoție. Și de ce te considerai până atunci neputincios și slab? Vei deveni și mai vulnerabil. Deci atenție, că aici apare o capcană. Știi, ceea ce avem intenția la un moment dat de a specula și uneori chiar unii o fac fără această intenție ascunsă de a specula victimizarea, o fac pentru că încă nu conștientizează starea în care se află. Toate aceste manifestări în exterior atrag la rândul lor mai multe stări emoțional negative. În momentul în care vorbim de victimizare, ne gândim în primul rând la persoanele care au tendința de a se văita permanent. Ne văităm că nu ne merge bine,
ne uităm cât de bolnavi suntem și vorbim în continuare de neîmplinirile noastre sau de bolile noastre. Este exemplu clasic, exemplu pe care îl regăsim mai la tot pasul. Aceste persoane care tind să se victimizeze devin la un moment dat vampiri energetici. La modul conștient sau inconștient, în momentul în care își dau seama că se simt bine în prezența persoanelor optimiste, ei nu mai stau să analizeze de ce se simt bine. Pur și simplu preferă să le plângă pe umăr, pur și simplu racordându-se și absorbindu-le toată acea stare de bine. Acum, voi fiind în cunoștință de cauză și identificând, observând acest mecanism, aveți grijă și detașați-vă de aceste persoane care se victimizează. Una este să simți compasiune față de suferința cuiva și alta este să intri în jocul lor. Îi poți ajuta la modul real în momentul în care tu te detașezi de suferința lor și nu empatizezi. Pentru că în momentul în care ți-ai deschis sufletul și devii empatic, percepi acele emoții, ai deschis câmpul tău energetic și informațional la care persoana care se victimizează se poate racorda foarte ușor. Într-un fel, sunteți și voi responsabili de starea care urmează acestei vampirizări. Pentru că dacă voi ați fi detașați, dar în același timp și acționând cu iubire față de ea, nu vi s-ar mai întâmpla niciun dezechilibru. Vedeți, aici este important să-ți dai seama și să identifici fiecare stare și emoție. Pentru că știi în momentul acela până unde mergi cu compasiunea, cu iubirea, cu sprijinirea și cum poți să o dai în mod real, constructiv, să-l ajuți pe cel care se plânge într-una și până unde trasezi o barieră, o limită, încât transferul să nu se permită din partea lui către tine. Tu doar să emani acea iubire și compasiune, înțelegere, să fii într-adevăr tu cel care generează și dă un sens energiei, nu care să se complacă într-o stare la rândul său de victimă, știi? Eu îl înțeleg pe el, dar mă simt prost la un moment dat, mă simt rău după ce el pleacă, dar n-are ce să facă săracul. Vedeți că intrați și vă contaminează cu aceeași emoție negativă de victimizare. Fiți atenți cât permiteți sau până unde permiteți procesului de empatie. Bun, înțeleg suferința celui din fața mea, dar nu-i permit să-mi transfere și starea lui emoțională. Canalul de transfer a energiilor să se realizeze de la cei care se află în starea de echilibru și de lumină, nu invers. Deci nu permiteți deschiderea canalului și interferența acelui câmp negativ. Pentru că nu rezolvați nimic, da? Nu-l ajutați în felul acesta dacă și voi la rândul vostru cădeți. Dacă vă cad vouă sistemele, cum mai poți să poți să-l susții pe cel care îți plânge pe umăr? Da? Deci vedeți în acest joc al emoțiilor negative cum le puteți identifica și cizela și dați-le voi direcția pe care o doriți. Pe de altă parte, toate aceste emoții negative, neidentificarea lor, neasumarea lor, conduc la o stare de irascibilitate, mergând mai departe către agresivitate. În momentele în care întâlniți oameni
agresivi sau altfel decât vă place vouă să vedeți lumea din jurul vostru. Deci aceste persoane agresive trebuiesc tratate sau vizualizate ca persoane care au un deficit, care sunt dominate de aceste emoții negative. Atunci manifestați compasiunea și înțelegerea. Când aveți de-a face, să zicem, cu un șef sau cu o persoană din birou, agresivă, da? La locul de muncă, încercați să-l înțelegeți, să observați de fapt de ce acționează el așa. E clar că la baza agresivității stă o emoție negativă. Fie de nesiguranță, fie de frică de a nu pierde controlul, dorința de a impune respect cu forța, da? Deci de a-și manifesta autoritatea într-un mod negativ, da? S-ar putea să aibă acea persoană în interiorul ființei ei și un dezechilibru, nu numai de nivel emoțional, dar și fizic. E posibil să se simtă rău și atunci devine irascibilă, pentru că neidentificând și neluând anumite măsuri de echilibrare, starea aia de rău din ființa lui fizică, din corpul fizic, se manifestă și în exterior. Deci vă sfătuiesc să acționați cu înțelepciune, cu dragoste, cu iubire și compasiune față de aceste persoane. Înainte de a-i judeca și de a reacționa la stările lor, încercați să transmiteți prin înțelegerea pe care ați dobândit-o și prin maturitatea pe care o aveți, acel sentiment de iubire. Emanând din interiorul ființei tale iubire, îl ajuți, dându-i această energie puternică, îl ajuți în felul acesta să se echilibreze și el. Acum nu vă asumați acest rol de mama a răniților la infinit și atunci când considerați că nu vreți să faceți lucrul ăsta, deci nu o luați ca o regulă de bază impusă, că este bine, că am auzit că este bine să-l iubesc și pe cel pe care îl cataloghez acum, dușmanul meu sau o persoană ostilă. Nu vă luați acum și rolul ăsta, vă asumați un rol de salvatori din oficiu că dă bine, da? Acționați atunci când și voi vreți din adâncul sufletului vostru să acționați așa. Mai este o variantă când întâlniți persoane care manifestă aceste emoții negative transpuse prin agresivitate. Aveți libertatea de a lua decizia să vă detașați de ele. Bun, am observat, acum poate este prost dispus sau poate asta este structura lui, are aceste dezechilibre și fond emoțional negativ continuu. Atunci, ai libertatea de a alege. Vreau să stau în preajma omului ăsta sau nu? În momentul în care consider că cineva este toxic și nu poți să gestionezi o relație cu astfel de persoană, varianta cea mai corectă față de tine însuți, dar și față de el, este aceea de a te îndepărta. Bun, am etichetat, am observat, am identificat. În momentul în care am identificat o astfel de persoană, știu și cum să acționez cu ea, cum să relaționez cu ea. Este important să fii foarte atent și să faci aceste introspecții. Nu presupune o cunoaștere vastă să înveți acum tratate de psihologie, nu toți ne pricepem la lucrurile astea. Sunt lucruri pe care le simți. De aceea vă spuneam că această cunoaștere universală, modul în care noi știm să acționăm la un moment dat, vine din aspectul nostru spiritual. Momentul în care ești permanent conectat și conștient de legătura ta cu sursa, sigur vei fi inspirat și cum să gestionezi o anumită situație.
Un alt sentiment, o altă emoție negativă este frustrarea. Frustrarea este generată de neîmpliniri. Un om frustrat este un om care se consideră neîmplinit. E posibil să nu-și dea seama de lucrul ăsta, dar voi din afară puteți observa mai ușor când o persoană nu poate identifica propriile emoții. Acest sentiment de neîmplinire poate să fie dat de anumite șabloane. Noi ne creăm anumite idei, avem anumite așteptări vis-a-vis de o acțiune de-a noastră. Finalitatea unei acțiuni trebuie să se termine într-un anumit fel, așa cum îl creionăm noi în mintea noastră. Când nu se întâmplă rezultatul dorit, conform așteptărilor noastre, apare acest sentiment de neîmplinire. Sentimentul de neîmplinire neidentificat la timp conduce mai departe la o formă mai agravată, aceea de frustrare. Și odată omul nu își împlinește visul. Al doilea vis, iară, nu îi se împlinește. Și ușor, ușor, pe măsură ce tot experimentează aceste emoții negative, ajunge să devină, cum spunem noi, o persoană frustrată. Când percepem că persoanele din jurul nostru se consideră neîmplinite, veniți voi cu blândețe, calm, cu tact și prezentați-le datele problemei dintr-un mod obiectiv. Da? O să discutăm despre aceste analize și asumări ale sentimentelor după o scurtă pauză. Spuneam că emoțiile stau la baza acțiunilor și reacțiilor noastre. În momentul în care identifici tipul de emoție care te animă, este foarte ușor să și gestionezi obținerea unui anumit rezultat, o finalitate a acțiunii tale. Este important să înțelegi, mai ales în acest proces creator, de co-creator, este una dintre funcțiile noastre de manifestare a divinității. Deci această funcție de co-creator presupune o analiză și o identificare a emoțiilor care stau la baza acțiunilor noastre. În momentul în care alegi în mod conștient, poți să spui că îți poți crea propria viață. De aici rezidă și importanța identificării tipului de emoție care se află în spatele acțiunii. În momentul în care iau o decizie, nu știu, vreau să mănânc un anumit fel de mâncare. Bun, de ce vreau să aleg să mănânc acel fel de mâncare? Pentru că îmi place și îmi produce bucurie? Sau pentru că mi-e frică să nu-mi creez nu știu ce dezechilibru, că structura mea poate nu e pregătită. Da? Deci, vedeți? Una este să o faci pentru că îți place, dintr-un sentiment, dintr-o emoție pozitivă, și alta este să alegi, să faci o alegere dintr-o frică, dintr-o emoție negativă. Atenție! Pentru că rezultatul final, da? În exemplu, da, sistemul metabolic, da? Procesul metabolic, metabolismul nostru este influențat inclusiv de această emoție. Pentru că una este să mănânc ceva cu plăcere, care poate nu e chiar atât de pur, de, după anumite criterii, dar producându-mi e plăcere, automat el va fi transformat în interiorul corpului și va genera acea energie pozitivă de care are nevoie corpul fizic. Dacă o fac dintr-un sentiment de frică, am ales să mănânc asta de frică să nu-mi producă știu eu ce
procese în interiorul corpului meu și dacă mi-e mănânc lucrul respectiv, aleg să-l mănânc pentru că mi-e frică să nu mă simt rău după aia, da? E, îl mănânci, chipurile analizând foarte la rece situația. Mănânci, dar ce te faci? Că de ce ți-e frică de aia nu scapi? Este o vorbă din străbuni, proverbele românești sunt foarte conectate, să zic așa, cu realitatea spirituală, cu înțelepciunea ancestrală, da? Și se produce exact procesul invers, da? Deci fiți atenți, eu am dat un banal exemplu cu alegerea mâncării. Gândiți-vă că noi acționăm la maniera aceasta și luăm anumite decizii în toate sferele de activitate, zi de zi, acționăm pe baza acestor emoții. Inclusiv când luăm decizia cu, de la cum ne îmbrăcăm până la ce decizii luăm la servici. Da? De ce aleg să închei un anumit contract? De ce aleg să mă întâlnesc cu o anumită persoană? Da? Inclusiv relațiile interumane sunt condiționate de aceste emoții. Atunci când trăiești conștient, știi foarte clar pe ce emoție trebuie să se bazeze acțiunea ta. Bun, acum când vorbim de cele două tipuri de sentimente, trebuie să stabilim foarte clar că din perspectiva psihologică, din perspectiva, să zicem, a minții, acceptăm și acest sistem dual de evaluare, doar din perspectiva minții. Când vorbim din perspectiva spiritului, din perspectiva spirituală, ne raportăm la acel sistem al unității, că toți suntem unu și structura noastră informațională este conectată cu tot ceea ce există, inclusiv cu sursa, cu structura informațională generatoare. Fiind interconectați, noi știm foarte clar că tot ceea ce eu eman ca și emoție influențează întregul sistem, creație și creator. Avem în acest proces de identificare și o altă variantă, o altă opțiune, aceea de a nega. Cei care neagă această realitate a emoțiilor, a stărilor lor, a sentimentelor, ajung să trăiască într-o iluzie, ce numim noi această incapacitate de a percepe realitatea concretă într-un mod sigur, corect, să spunem. Prin trăirea în iluzie, prin această negare a realității, ajungi să devii chiar și mitoman. Mitomania, deci cei care mint, da? Devine o stare, să spunem, negativă, care influențează pe toți cei care se află în jurul unei astfel de persoane. Mitomanul uneori nu realizează că el minte, ci pur și simplu el percepe într-un anumit mod eronat o realitate, identificând-o greșit, clar va acționa în felul acesta și va confecționa o altă realitate pentru el. Din acea realitate, din acea iluzie creată, el se raportează, vine cu atitudinea lui în lumea reală. Mitomania, nu știu în ce măsură se poate vindeca la modul corect, pentru că tendința unui mitoman este de a nega clar problema pe care o are. Îți trebuie mult tact, îți trebuie o echipă de
persoane specializate, de psihologi care să te susțină în momentul în care se manifestă acest dezechilibru. Prietenii pot să-ți dea un sfat, pot să ajute astfel de persoane, dar nu știu în ce măsură reușesc să schimbe la nivel profund acea convingere a mitomanului. Deci negarea realității te conduce spre a-ți crea o proprie lume. Este clar că trăiești într-o lume paralelă. Când observi că această negare vine tot dintr-o emoție negativă, aceea fricii de a fi judecat, când identifici emoția care stă la baza negării realității, îți este foarte ușor să pătrunzi la cauză și să o tratezi. Acum, dacă e să analizăm, clar, emoțiile noastre, avem trei etape mari. În primul rând, identificăm emoția, sentimentul. Este prima etapă. Bun, ce observ eu când vorbesc cu mine însumi? Observ că uneori îmi asum un sentiment de vinovăție și începi să-l analizezi. Deci treci la a doua etapă. Analizând acel sentiment, acea emoție, începi să desfici firul în patru, știi cum ar veni. Să zici, bun, dar de ce mă simt eu vinovat? Și mergând pe firul logic, cu mintea, aici este important acest corp mental, poți să observi și o să ajungi să demontezi pur și simplu acel sentiment. O să observi că, eu mă simt vinovat pentru că am generat în jurul meu multe discuții sau că am făcut pe cineva nefericit. Bun, dar că exact cum spuneam și mai devreme, nu ești tu responsabil de emoțiile și trăirile celor din jurul tău. Deci nu-ți asuma ceva ce nu-ți aparține. Pentru că în felul ăsta îți creezi o grijă în plus, da, să spunem, îți asumi o povară în plus. Tu ai acționat la momentul respectiv dorind probabil să faci un bine. Faptul că n-a fost bine interpretat de persoana din fața ta acel gest, asta nu mai e problema ta, e problema ei. Tu știi foarte clar, tu ai acea conștiință curată că ai vrut să faci un bine. După ce faci această analiză, îți dai seama, bun, sentimentele, emoțiile pe care le am, de vinovăție, rușine, fiecare descoperă în interiorul său diverse astfel de emoții, ai posibilitatea să alegi. E, și aici intervine și o capcană. Poți să alegi să speculezi aceste emoții negative într-un sens constructiv sau destructiv, da? Sau poți să alegi să le alchimizezi, să le transformi. Bun, revenind la prima alegere posibilă. Am identificat anumite emoții de tip negativ, așa cum mintea în sistemul dual de judecată îl percepe ca fiind ceva negativ. Am identificat acea emoție negativă, acel sentiment. Acum pot să-l speculez constructiv, în sensul că îmi asum, perfect, am ales, am înțeles acea emoție, dar cum pot eu acum să o duc spre alchimizare, da? Deci să fac o
speculare pozitivă, dacă ar fi să mă exprim așa. Mai există a doua variantă pe care unii o aleg. Bun, își asumă emoția negativă, o identifică, dar ei ce aleg? În continuare, să o speculeze. De exemplu, persoanele care se victimizează. Persoanele din anturaj îi spun, bă, vezi că ai tendința de a te victimiza, vezi că nu este ok, încearcă să fii mai tare. Omul deja, opa, a conștientizat. Îmi place să mă victimizez. Bun. Cum pe această victimizare pot să obțin toate rezultatele favorabile mie? Cum pot să transform o emoție negativă în ceva profitabil? Cum să atrag atenția asupra mea speculând această neajutorare pe care, acest sentiment de neajutorat pe care îl am în afară. Și găsești persoane care, din dorința de a face bine, se expun mai mult decât este cazul. La un moment dat, persoana care se victimizează poate să inducă și sentimente de vinovăție celor din jur, adică să-i considere pe ei, să le transfere o emoție negativă de tipul vinovăției și să le spună, știi, eu am ajuns așa din cauza ta. Este foarte simplu. Am găsit vinovatul. Și în felul acesta devin speculatori. Când speculezi o emoție negativă, deja ai făcut o alegere. Dar în același timp, cum spuneam, sunt aceste legi universale care acționează dincolo de voința sau de puterea cuiva de a gestiona aceste forțe, aceste legi. Și intervine legea atracției. Bun, acum poate ți-a fost căldicel, l-ai făcut pe ăla, l-ai făcut să se simtă vinovat, ai obținut ce ai vrut tu, da? Prin această victimizare, foarte inteligent din partea ta, dar vezi că universul este și mai inteligent decât tine și s-ar putea, la un moment dat, să primești reversul medaliei și cu siguranță îl primești. Pentru că în timpurile pe care noi acum le traversăm, nimic nu rămâne nerăsplătit. Da? Deci atenție la intențiile pe care le avem de a ne manifesta. Intenții, sentimente și emoții. Pentru că atunci când facem o alegere conștientă, spuneam, la bază se află o emoție. De fapt, putem spune că aceste emoții ne definesc și ne definesc însăși structura noastră spirituală. Rămân acolo impregnate. Vedeți cât de important și este să înțelegi și să fii responsabil de ceea ce simți, să emiți într-un mod conștient, să-ți dorești să transformi și să devii din ce în ce mai bun, pentru că în felul acesta, în structura ta personală, spirituală, da? În acea structură informațională de care v-am tot vorbit, care ne ține, ne definește, rămân înmagazinate toate aceste informații, trăiri și experiențe. Și trăim vremurile în care nu mai se așteaptă crearea unei karme. Da, spun, lasă că acum pot să fac tot ce-mi taie capul, lasă că mă reglez la întruparea următoare. Nu e așa. Trăim vremuri accelerate. Am ajuns la un alt nivel de conștiință planetar. Întreaga planetă, cu tot cu umanitate, a ajuns la un nivel de percepere a universului, a acestei realități, la un alt nivel. În momentul în care ești la un alt nivel vibrațional, da,
am intrat în niște energii mult mai rafinate. După faptă și răsplată, tot acest proces, da, de echilibrare, de creere și de co-creere se realizează foarte rapid. Deci, atenție, odată ce ați identificat aceste emoții, vedeți ce alegeți, cum alegeți să manifestați, speculativ, destructiv, da? Manipulator sau să alchimizați. Odată identificate emoțiile negative, vă spun că, în primul rând, trebuie să ți le asumi, nu să le negi. De ce? Pentru că, bun, recunoaște onest că așa ești tu. Se află și aceste aspecte în interiorul ființei tale. În corpul tău emoțional pot exista și astfel de emoții. Dar tratează-le cu blândețe. Nu te învinovăți. Deci, atenție, nu permite emoții vinovăției să se manifeste. Aoleu, sunt așa, am sentimentul rușinii, am sentimentul, emoția victimizării. Și bun, le-am identificat și deodată brusc mă sperii și spun, vai ce persoană rea sunt. Nu. A-ți asuma presupune a alege mai departe ce să faci cu acele emoții, cu acele sentimente. Deci să trăiești conștient în acest prezent. Când spun în acest prezent, mă refer la acel moment în care identifici aceste emoții. Bun, asumă-ți că poți, că în ființa ta umană este scris în manifestarea pe care tu ți-ai ales-o, în acel proiect pe care l-am creat înainte de a ne întrupa, ne-am băgat și aceste mici fișe în structura postului nostru de ființă întrupată, să manifestăm și aceste emoții negative. Ne experimentând lumina și întunericul, pozitivul și negativul, n-ai cum să evoluezi. Deci acceptă aceste emoții negative, ca să zicem așa, ca un fel de rău necesar care te ajută în felul acesta pe tine să faci un pas înainte. Inclusiv prin aceste emoții te călești, îți descoperi potențialul tău interior, devii mai puternic odată ce l-ai putut identifica și alchimiza. Alchimia presupune transformare. Vezi cum poți să gestionezi și să aduci din sfera de disconfort întreaga ta ființă în zona de confort. O persoană onestă cu ea însăși este o persoană liberă. Adevărul te va elibera. Odată asumate și aceste emoții, poți să acționezi liber. Nu mai ai acea povară în interiorul tău, nu mai ai acel sentiment de, spunem noi, că te apasă ceva pe inimă sau pe suflet, greu. Bun, ăsta sunt. Sunt și vreau să văd cum vreau să mă manifest de acum încolo. Am grijă ca prin emoțiile negative pe care le-am identificat să încerc fie alchimizarea lor, dar dacă nu reușesc sau nu vreau să aleg alchimizarea lor, măcar să am grijă ca prin manifestarea acestor emoții negative să nu încalc liberul arbitru a celor din jurul meu, să nu-i manipulez, cu alte cuvinte, da? Să nu-i rănesc. Pentru că prin agresivitate poți răni, agresivitate pornind, așa cum am
porni pe firul analizei, agresivitatea este generată de aceste emoții negative, neasumate și neconștientizate, da? De o anumită persoană. Deci, prin această agresivitate manifestată în afară, produci o altă cascadă de avalanșe. Ideal este, cum noi dorim să și tindem spre perfecțiune, să identificăm și să neutralizăm tot ce vine negativ și să nu reacționăm. Da? Tendința majorității este de a reacționa la un anumit stimul. Este ăla nervos în fața mea, hop, și eu cu gura mare, eventual îi mai trag și un pumn în gură ca să fiu mai puternic decât el. E, nu asta este atitudinea pentru o ființă înțeleaptă care dorește să evolueze din punct de vedere spiritual și personal, în definitiv. Ci atitudinea înțeleaptă este aceea de a acționa, nu de a reacționa. Deci atenție la acest stimul, la aceste emoții transpuse în exterior și vedeți voi cum le percepeți. Bun, ați identificat. Poate o persoană devine agresivă dintr-o supărare, este dezechilibrat, poate vine cu o supărare de la servici și vine cu ea acasă. Bun. Vezi că este nervos. Tu nu reacționezi, că nu vrei rezolva nimic. Începe o mare ceartă, nu? Un scandal. Se amplifică acea stare, acea emoție negativă și te mai contaminează și pe tine. Atunci, cu blândețe, înțelegând starea persoanei care vine tulburată, îl asculți, îi poți explica foarte clar. Bun, îți înțeleg supărarea, dacă vrei discutăm problemele noastre personale după ce te mai liniștești sau poți să zici, ok, povestește-mi ce s-a întâmplat, explică-mi. Și înțelegând, intrând, empatizând la modul constructiv cu el, îi vei înțelege fundalul. De unde vine acea emoție, de unde vine acea agresivitate, acea irascibilitate? Înțelegând de unde vine, o să observi și ascultându-l, o să observi că ești și inspirat să vii cu soluții. Chiar dacă observi că persoana nu, încă nu este dispusă să asculte sfaturi sau nu este dispusă să exprime emoțiile pe care le are, ai răbdare și lasă un anumit interval de timp să se așterne. Cu voce calmă, caldă, pornind din interiorul ființei tale, emoția pe care tu emani este aceea de iubire, de compasiune. Du-te și ascultă-l. E, din această atitudine, da, cu această acțiune a ta, poți să alchimizezi și emoțiile lui negative și în același timp să nu permiți ca tu să creezi în interiorul tău alte emoții negative. De, știu eu, de exemplu, de victimizare, că spui, domne, ce a avut ăla cu mine și vai, uite, eu sunt victima atitudinii lui și îți dezvolți tu în interior o altă emoție negativă. Vedeți cât de simplu este. Eu vă spun că este foarte simplu. Odată ce identifici și te detașezi de o anumită situație, găsești soluțiile creatoare. Asta înseamnă evoluție. Să găsești acele soluții creatoare, generatoare de echilibru, pace și armonie. Dar despre asumarea și alchimizarea sentimentelor discutăm și după o scurtă pauză. Discutam despre asumarea și alchimizarea sentimentelor. În mare, e bine să reținem această schemă care vă ajută să identificați mai ușor și să faceți alegerile în mod conștient în funcție de emoțiile care vă animă. Deci prima etapă este aceea de a identifica tipul de emoție care stă la baza acțiunii sau deciziei voastre.
În al doilea rând vine acel proces de analiză în care observi consecințele generate de acea emoție. Observi rezultatele care sunt induse de acea emoție. Deci prin această analiză îți dai seama ce fel de emoție este. Este una pozitivă, creatoare, generată provenind dintr-un sentiment de bucurie, împlinire, iubire, sau este o emoție provenită dintr-un aspect negativ, de frică, la bază, vinovăție, rușine, frustrare, victimizare, da? Bun. Când îți dai seama și ai analizat tipul de emoție, treci la ultima etapă, aceea a alegerii. Spuneam că noi aici avem două variante, fiecare este liber să o aleagă pe cea pe care o dorește și o consideră propice momentului și stadiului său de evoluție și de manifestare. Deci avem varianta în care alegi să devii speculativ. Speculația este generată, să spunem așa, de frica de a fi judecat și de frica de a nu pierde controlul. Cum pot eu să îmi asum o emoție negativă, să o recunosc? Atunci prefer să mă joc cu ea și să o transform într-o armă. Da? Deci devii speculativ. Ei, această alegere este generată de mintea inferioară, de acea variantă de tip inferior a structurii noastre mentale. Poți să spui și își găsesc în felul acesta justificarea speculanții că, domne, am acționat așa dintr-un instinct de conservare, pentru că nu pot să-mi permit să vorbesc sau să mă manifest, să recunosc, mai bine spus, o emoție de tip negativ pentru a nu fi considerat slab față de mine însă, da? De propria mea persoană sau să fiu considerat slab în momentul în care vorbesc despre emoțiile mele negative cu cineva. Atunci el cum o să mă considere? O persoană slabă, da? Incapabilă să gestioneze situația. Bun. Deci, această alegere de a specula, spuneam că poate fi foarte frumos confecționată și îmbrăcată sub forma instinctului de conservare, ca o justificare a celor care aleg să speculeze emoțiile negative. Pe de altă parte, vorbim de procesul de alchimizare, de transformare, de transmutare a unei emoții din sfera negativă, de a o neutraliza și a pune în locul ei o emoție pozitivă, de a o înlocui, de a o alchimiza. Această schimbare, acest proces de schimbare este dictat de mentalul nostru superior, de acea inteligență a spiritului nostru. Este minunat și bine ar fi să alegem cât mai mulți dintre noi această variantă de a alchimiza aceste emoții. Vă spuneam că aducând în discuție specularea emoțiilor negative, aceste emoții pot fi speculate și de cei din afara persoanei care le manifestă. Specularea anumitor emoții negative a celui din fața ta poate fi într-adevăr folosită ca o armă a manipulării. Sunt persoane care au această abilitate, acest fin simț psihologic de a observa, poate mai bine decât persoana în cauză, ce emoții o stăpânesc. Când sunt emoții de tip negativ, acestea sunt foarte ușor de manevrat. Când cunoști o persoană plină cu de complexe și descoperi complexul care o stăpânește, cu frici, cu sentimente de rușine, de vinovăție,
E, atunci, acea persoană poate deveni o victimă sigură a manipulatorilor. Asta ca să vă stimulez așa un pic, să fiți atenți și să vreți să vă doriți să alchimizați aceste emoții negative. Deci deveniți vulnerabili în fața altora, atunci deveniți cu adevărat vulnerabili când sunt identificate emoțiile voastre negative de către alții. Și conform liberului arbitru, fiecare este liber să acționeze așa cum îi dictează propria lui conștiință. Alege să fie un creator sau un distrugător. Și cei care acționează la maniera asta de a specula emoțiile negative ale celor din jur au liberul lor arbitru și pot să acționeze cum consideră, cum le dictează conștiința. Da? Acum, aș vrea să vă prezint un exercițiu prin care puteți să alchimizați emoțiile negative. Este un exercițiu care mi-a fost sugerat, să spunem, și pe care și eu l-am folosit la rândul meu. Este un exercițiu pe care o dragă prietenă Indigo l-a făcut împreună cu mine, observând avantajele acestui exercițiu, am decis că este bine să-l împărtășesc și eu la rândul meu, fiindu-i recunoscătoare Sarei Indigo, și este un exercițiu care vă permite să identificați și dezechilibrele la nivel fizic care au fost generate de anumite emoții negative. Acum o să vă rog să vă relaxați, fie stând culcat, fie pe un scaun, tălpile așezate pe podea, picioarele fără a fi încrucișate, mâinile de asemenea. Respirați, inspirați și expirați profund. Echilibrăm corpul nostru fizic. Îl relaxăm prin această respirație. Rugați entitățile voastre veghetoare să vă însoțească, să fie prezente. Voi să le conștientizați prezența în aceste momente. Vizualizați cum din planul suprem, din planul divin, coboară ușor o rază aurie, pătrunde și vă mângâie întreaga voastră structură, pătrunde prin chakra coroană, prin creștetul capului, ușor și blând. Pătrunde în tot corpul vostru fizic. Cu ajutorul acestei lumini, cu privirea orientată spre interiorul corpului vostru, vă este ușor să observați zonele din ființa voastră care au dezechilibre. Acele zone
pot fi identificate ca fiind zone închise la culoare sau chiar negru, cenușii. Fiecare poate să perceapă o zonă dezechilibrată într-un mod propriu. Acolo unde observați că se află întuneric, vă opriți. Sălașul emoțiilor noastre, modul în care ele dau semnal și noi le putem percepe, se află în zona abdomenului. Acolo, probabil, cu toții ați observat că atunci când vă este frică, când aveți emoții, în stomac, în zona abdomenului, percepeți. Deci, de la chakra 3 în jos, în toată această zonă a abdomenului, acolo își au sălașul, casa, emoțiile noastre. Pătrundeți în abdomen cu acea lumină. Observați în felul acesta, cu ochii voștri interiori, ce observați și ce trăiri aveți, ce sentimente în momentul în care ați pătruns odată cu acea lumină în zona, în casa emoțiilor voastre. Dacă identificați o zonă închisă la culoare, o zonă de întuneric, vedeți cum puteți să aduceți lumina în acel loc. Rugați sinele vostru superior să vă ghideze. Observând acel întuneric, căutați o sursă de lumină. De exemplu, imaginați-vă că acel întuneric este fundalul cerului înstelat. Remarcați stelele, ele sunt generatoare de lumină. Identificați o anumită stea care vă atrage cel mai mult. Vedeți ce culoare are. Îndreptați-vă spre acea stea, spre acea lumină. Ați pătruns în lumina acelei stele. Vă bucurați de lumina care vă învăluie. Acolo vă simțiți confortabil, relaxați, fericiți. Acum, aduceți cu voi lumina stelei în care ați fost. Călătoriți din nou prin spațiu și reveniți în zona abdomenului, acolo unde era întuneric. Acea lumină inundă spațiul vostru interior. Abdomenul vostru ușor este luminat. Vizualizați cum pătrunde acea lumină treptat. Remarcați cum arată acum interiorul vostru. Este deja luminat. Cu ajutorul acestei lumini, priviți asupra organelor
voastre interne, ale corpului vostru fizic. În această lumină, observați dezechilibrele posibile. Nu este obligatoriu să le aveți, ale anumitor organe. Cum arată ele? Cei care știu că suferă de anumite maladii sau că au anumite formațiuni crescute în zona aceasta, pot observa foarte clar cum arată organul respectiv afectat. Pe această imagine, aduceți lumina, concentrați lumina pe care ați adus-o din această, din interior, asemenea unui fascicol laser. Și acționați asupra organelor pe care voi le-ați identificat ca fiind suferinde în acest moment. Cu acea lumină pulverizați eventualele structuri care n-au ce căuta acolo, formațiuni care nu au, fac parte din corpul vostru biologic firesc, în stare de sănătate perfectă, sau celor care au doar organul ușor afectat, acea lumină le redă culoarea, aspectul și funcția perfectă. Funcționează perfect. În acest moment, analizați și fiți atenți la emoțiile pe care le aveți, la această stare de acum, stare generată de lumina pe care ați adus-o în interiorul ființei voastre. Observați că neliniștile, fricile, îndoielile au dispărut. S-a instalat starea de armonie, echilibru, împlinire. Acum, pentru a întări această stare și a o permanentiza, vizualizați-vă chakra inimii. Vedeți ce culoare are ea. Inima voastră, ce aspect are. Tot așa, identificată printr-o anumită culoare. Vedeți cum emană inima voastră. Lumina. Și ce fel de lumină, ce culoare are această lumină pe care o emană? Vizualizați-vă inima asemeni unei cupe din care energia sub forma luminii, culoarea pe care voi o observați, începe ușor să se reverse către zona abdomenului, acolo unde se află casa emoțiilor. Se creează un culoar fin. În același timp,
din abdomenul vostru, pornește un alt culoar, o altă rază cu acea lumină interioară a stelei pe care ați fost, care se reunește cu inima. Sunt două canale, două raze. Una care vine din inimă către abdomen și cealaltă care urcă din abdomen către inimă. O să observați că au culori diferite. Insistați și rămâneți. Vizualizați și bucurați-vă de această imagine pe care o vedeți. Inima alimentează cu energia sa zona interioară a emoțiilor și în același timp emoțiile cu energia lor alchimizată urcă către inimă. Vizualizați acest circuit care este între inimă și sălașul emoțiilor. În această stare de echilibru, rămâneți acum cu ochii minții voastre, observați ce se întâmplă și în restul ființei voastre, restul corpurilor. Observați cum această lumină care v-a inundat trupul, corpul fizic, devine din ce în ce mai mare. Se amplifică, radiază către corpul mental și emite acele sentimente creatoare de iubire, compasiune, dragoste, înțelegere, armonie, pace. În felul acesta și corpul vostru mental este echilibrat cu emoții pozitive. Corpul emoțional care a fost racordat la structura fizică acum se împărtășește clar și amplu, se extinde. Vizualizați cum se deschide ca o poartă din abdomenul vostru și învăluie întreaga voastră ființă, întregul corp. Cu această stare de echilibru și armonie, treceți mai departe și transmiteți structurii voastre informaționale aceste noi date încărcate cu emoțiile voastre pozitive. De pace, armonie, dragoste, siguranță, încredere, stima de sine, apreciere pentru tot și toate. Aliniați întregul vostru corp
în acest moment, fiind conștienți de măreția ființei voastre. Sunteți ființe de lumină și iubire. În acest moment, mulțumiți entităților voastre veghetoare, celor care au asistat în momentul acestei meditații. Mulțumiți-vă vouă pentru ceea ce sunteți capabili să realizați. Aveți această stimă pentru voi înșivă. Și reveniți ușor, fiind conștienți de ceea ce sunteți. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă amintesc încă o dată, tot ceea ce voi știți deja se află în voi. Prin urmare, amintește-ți cine ești și astfel lumea este schimbată. O seară bună!